Neața! Eu sunt Dia și după cum ați văzut în titlu, astăzi o să vă arăt rutina mea de seară, dar prima dată o să încep cu rutina mea de dimineață, pentru că oricum este super, super, super scurtă, așa că nu cred că v-ar deranja. Da, eu sunt ciudata aia care cum se trezește, se spală pe dinți și după aia mănâncă. Da, mă spăl pe dinți înainte să mănânc. Nu știu de ce fac chestia asta, știu că nu este logic, dar pur și simplu m-am obișnuit ca primul lucru pe care îl fac dimineața să fie spălat pe dinți. Dacă vă întrebați de ce rutina mea de dimineața este mult mai scurtă decât cea de seară pe care o să o vedeți în câteva minute, este pentru că eu dimineața sunt mai leneșă și mai obosită decât seara. Nu știu dacă-s doar eu sau și voi, dar dimineața chiar n-am chef să fac absolut nimic. Mă simt atât de obosită, parcă m-aș duce înapoi să dorm jur. Deci, rutina mea de dimineața este în felul următor. Spălată pe dinți, bată pe față și după aia o cremă hidratantă, pentru că rutina de seară se ocupă de absolut tot ce mai trebuie, tot ce mai lipsește, plus că seara mă și demachiez, îmi grijesc tenul cu mai multă răbdare, mai multă atenție. Deci mă spăl pe față acum și mă dau cu cremă și vă arăt și cu ce creme mă dau și ce folosesc și chestii genul, ca orice beauty guru. Da, deci folosim apă de la robinet. După care mergem și furăm de la mama lui Alex o cremă super, super, super hidratantă de la CeraVe, CeraVe, CeraVe. Despre asta vorbeam. Am început să mă uit foarte mult la vloguri despre skincare și vreau să vă zic că mi-au schimbat viața. Ok, exagerez, nu mi-au schimbat viața. Deci crema asta este super, 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 super hidratantă. Și asta e rutina mea de dimineață. Nimic complicat, gen chiar deloc complicat. Mă spăl pe dinți, mă spăl pe față și mă dau cu o cremă. Dar stați numai să o vedeți pe aia de seară. Vă plictisiți până termin. Bună seara, bună seara! Bine ați revenit! Nu știu dacă se vede, dar am un pic de machiaj pe față. Azi am fost sunată să mă duc așa random la niște filmări 5K în jumătate de oră și mi-am aruncat un pic de rimel, un pic de contouring și sprâncene. Cât de repede am putut, nu sunt dată cu fond de tent, fața mea arată oribil. Am vrut să apară în video cât mai prezentabil, să zicem. Îmi voi demachia fața și am început rutina de seară. De obicei fac și duș, dar depinde dacă trebuie să mă trezesc de vreme ziua următoare. Dacă trebuie să mă trezesc de vreme ziua următoare, da, fac duș seara sau dacă am fost la sală sau dacă simt că vreau să fac duș, fac duș seara, dar dacă n-am nimic de făcut sau pur și simplu am stat toată ziua degeaba, atunci fac dimineața. Am auzit că rețelele demachiante nu sunt bune pentru demachiat, pentru că nu-ți fac bine. Am zis că am început să mă uit la multe clipuri de skincare și am aflat chestia asta și nu știam. Eram atât de fericită că te demachiezi cu șervețelele, e atât de ușor, atât de easy, pur și simplu e atât de rapid, atât de eficient, atât de bune șervețelele, dar dacă nu sunt bune de fapt, atunci schimbăm un pic și folosim apă micelară și am un lapsus, nu mai știu cum se numesc astea. Urmează să-mi prind părul. Foarte rapid, mă știți? După care dau drumul la apă ca să se intre apa în acest burețel care vedeți că momentan e tare, dar o să se facă foarte moale. Cu asta urmează să mă spăl pe față. În timp ce se înmoaie, o să vă zic cam în ce constă rutina mea de seară. Rutina mea de seară se schimbă mereu, chiar mereu, nu o să vă mint. Azi o să vă arăt ultima versiune a rutinei mele de seară. Știți deja că sunt mare fană Foreo. Nu, nu o să folosesc Foreo pentru a-mi îmbrăța fața. O să folosesc alte creme și chestii pe care vi le voi arăta imediat. Deci acum îmi clătesc fața. Mai clătesc o dată burețelul și urmează să pun acest ser pe burețel și după pe fața mea, evident. Toate produsele pe care le folosesc pe față
sunt bio, eco-friendly, organice, efectiv. Nu se poate întâmpla nimic rău dacă le folosești. Să opresc asta cât timp vorbesc. Și miros a plante, miros foarte natural, foarte bine, foarte, nu știu, sunătos. Îmi place buretele astea pentru că, după cum vedeți, nu curge apa pe mine. După ce am terminat cu acel ser, cred că e ser, mă mai trătesc o dată cu buretele doar cu apă, după care urmează să-mi pun o mască exfoliantă, nu știu cu ce e, sincer. Arată așa. Și are culoarea gri. O pun pe asta. Îmi pun așa câte un picuț în fiecare parte a feței. Mamă, cum miroase asta. Și încep să frec. Deci, cum v-am zis, asta e o mască. Deci... Da, deja mă clătesc. Am terminat prima parte. Și urmează să folosesc dispozitivul Oreo UFO. Și masca aceasta. Și măr fric. M-am zis că sunt obsedată de Oreo și sunt mega norocoasă să lucrez cu ei și să împărtășesc această experiență cu voi. Și știu că mulți dintre voi poate vă doriți să vă luați un dispozitiv Oreo, poate de curățare, poate chiar cel pe care îl voi folosi în videoul de azi, poate, nu știu, au o grămadă de device-uri. Dar ceea ce probabil nu știați este că chiar în această perioadă au cele mai mari reduceri de Black Friday. Așa că eu zic să profitați de ocazie, să mergeți la ei, să vă uitați pe site, să vă uitați oriunde puteți, să vă grăbiți, după aia să îmi mulțumiți mai târziu pentru că au cele mai mari reduceri pe care le-au avut vreodată. La mine deja începe să se încălzească și... Încep să-mi pun masca. Știți deja probabil că dispozitivele Oreo se pot folosi cu telefonul, să vă faceți programul de masaj sau programul de curățare. Numai că acum nu am baterie la telefon, așa că a trebuit să mă descurc fără. V-am mai zis într-un vlog și care mai multe moduri. Eu efectiv îl ador, e un spa acasă. Eu sunt de părere că merit un spa acasă și... Orice femeie merită să se simtă frumoasă și îngrijită. Deci nu uitați, dacă vă doriți să profitați de ocazia de la Oreo, atunci mergeți acum pe site-ul lor, pentru că nu știu când altcândva o să mai prindeți oferta asta. Deja s-a stins lumina și se răcește. No. Aruncăm măscuța, clătim Oreo UFO, am exces de mască. Și îl lăsăm să intre în piele, refin după ce mi-intră în piele. Bam! A trecut vreo 3 minute și mi-a intrat măscuța în piele. După cum vedeți, tenul arată perfect. Da, pot să mă mândresc cu un ten perfect. Chiar un tenul perfect și asta datorită produselor și dispozitivelor pe care le folosesc. Că mă tot întrebați pe story, da. Folosesc produse bio și dispozitivele de la Oreo pentru că chiar mă ajută. O să îmi închei rutina de seară cu această cremă hidratantă care, după ce mi-am pus masca de la Oreo, mă ajută super mult să rămân hidratată până când mă trezesc mâine dimineață. Nu vă neglijați. Oferiți-vă măcar 10 minute zilnic să aveți grijă de tenul vostru, pentru că chiar contează foarte mult și o să fiți șocate de ce schimbări apar în viața voastră după ce aveți tenul curat și frumos. Mie, sincer, îmi pare rău că înainte mi-am bătut joc de tenul meu. Chiar regret asta. Acum mă bucur că am tenul așa curat și frumos cum e acum și încerc să-l mențin așa. Da, cam asta este rutina mea de seară. Mai lipsește să mă spăl pe dinți, dar cred că o să mai mănânc ceva și după aia o să mă spăl pe dinți, pentru că, cum v-am zis, am venit de la filmări și ăsta a fost vlogul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Dia, vă pup și vă iubim. Pa, pa! Dia, diamantele sunt peste tot. Au intrat cu foc și au intrat în joc. Nu te pui cu noi, de noi nu mai e loc. Dio și diamantele sus în top. E șefa din gang și are părul roz. Ne face să zâmbim, nu e ca
ca tine boss. Îi pasă de noi, ne susține zi de zi. Ce face Dia, nu e deloc easy. Dia, diamantele sunt peste tot. Au intrat cu foc și au intrat în joc. Nu te pui cu noi, de noi nu mai e loc. Dia și diamantele sus în top. Sus în top.